Salut, doamne, și bine ați venit la un episod din Tiny Gales. Sunt aici alături de Tonela. Și treci în coace. Nu mai mânca. Ești destul de gras. Zi ceva. Hai, zi ceva. Debbie. Ce? Așa, zi ceva la cameră. Vei deveni vedetă. Vei deveni vedetă. Buf. What's up, chef? We do our best to keep this truck safe. We do. Aha, da. Debbie? Ce? Mai zi o dată. Nu te-am auzit, Debbie? Tonela, tu ce te uiți? Ok. Așa. Continuăm. Vagonul nostru stați. Bun, continuăm. Așa. Tai puțin. Hello. Te-ai bugui din nou? Debbie nu ai mâncat. Ha, de fapt mâncă, am aici multă mâncare de pici. Ok. Colect. Hai. Da. Băi. Ei, ce tu faci acolo? Ai de capul tău. Măi, taci tu din gură. Așa. Yes. Nu. Ok. Bun. Hai să scoatem și prostia asta de vagon cu fructe. Uite, fix aici. Don. Gata, boss. Uite așa. Uite. Fuck this shit, I'm out. Ok. De cap, bă, cum de am fost așa de bol? Și nu am trebuit în mare sunt. Acum. Debbie! Îți-o două să nu mai mănânci. Nu mai mânca, nenorocitule! Touch. Ok, și tocmai am hotărât să iau de pe EMAG. Unde asta un site show? Bă, există și ca sub formă de aplicație. Cred. Așa. Un site de unde să-i cumperi chestii, dai bani și îți vine coletul. Unele sunt gratuite, altele nu. De fapt, pe EMAG nu e nimic gratuit, dacă nu înșel. Bine, de fapt, eu am căutat pe EvoMag. Și m-am dus să-mi iau un de-asta, unitate de PC. Nu vă bateți acum. Te-ai lăsat să cauți cu lumânarea. Lasă-l pace! Tonelo! Vă bat pe toți! De capul vostru! Nu știți să vă prieteni și da. M-am decis să cumpăr după Emma Evoman, unde asta o unitate pentru PC, un cum se numește? Asta. Segotep. Da. Un Segotep Max, unitatea asta. Am ales o versiune
pe timpul nopții, așa este, nu știu, e foarte luminat, e, are multe LED-uri albastre și roșii și îmi place și vreau să am unitate, pentru că, nu știu, pare că sunt mai upgradat, să zic așa, sau nu știu, mai, mă face să semăn mai mult ca un gamer, ca un gamer, da, asta. Vă bat pe toți! Nu îndrăsniți să mă înnervați. Ok, continuăm. Bun. Bun. Așa n-am zis chestia asta, am atunci. Nu te-am mai spălat, Tonela. Nu este legal. Ok. Mai tare, da, cu dunguza. Stai, ce? Cred că mi-a zis din nou că adoră seria. O mulțumesc și de aceea. Nu uitați să vă abonați la GG Plays GG 27 6. Nu, nu mai e GG. Nu mai e GG. Da! What the fuck? Ok, nu mai este GG Plays GG 2016, este GG Plays Design, am uitat. Obișnuit cu vechiul lui nume din vara anului 2016. Ok. Sau de prima dată când și-a făcut cont. Doamne. Piece of shit. Doamne, câți nopți sunt pe cer, dar ce-s mă bubucați ăia? Ai de capul meu. Și da, uitați să vă abonați și la GG Plays GG Design, deoarece face bannere, avatarul și intro-ul pentru cel care cere. Deci, pur și simplu, îi spuneți, el acceptă și în vreo 10 minute, poate chiar mai puțin, a terminat. Gata, v-ați căpătat cu un intro. Bam! Cum se pare? Mie îmi se pare destul de rapid și nu este ca alții care întârzie sau, nu știu, care au și alte de-astea pe cap să facă. Stați puțin. Bun, trebuie să fixez și să apreciez comentariul care mi-a trimis bunul meu prieten și... da, bună, prieten, Robert, sau GG Play, GG Design. Iul este mai exact un plus cu punct. Dacă o să pronunț design, pe ce design să pronunț, adică cum ar fi. Bă, tu încă n-ai mâncat acolo? Baby? Oh, fuck myself. Uite, capul meu, vreau să spun parola. Bun, trebuie să bagi mama aia să strice tot. Așa că trebuie să... Tăceți, băi! A trebuit să-l dea pe Tebi afară și pe Tonela. Băi, dar încerc să filmez. Taci din gură! Și pleacă! Haole! Așa este când ai o... mama e inervantă. Și zice că eu trântesc ușa, uite cum sună ușa aia. Să la cauză și mă zice că eu trântesc ușa. E, greșit amândouă. Așa e că mama e care te bate la cap pe cap toată ziua. Bun, a trebuit iarăși, deci iarăși uitați să șterg de pupurile pe care mi s-au costat. Deoarece după aceea, oricum eu am dacă nu știu, le ștergeam să închidea, deci, bă. Da. Am liber foarte puțin și dacă nu le ștergeam pe cele două, cu siguranță mi se închidea.
Adică mai mult ca sigur. Și ce vă... da, stai că vă spusesem... Și da, vă spus... De... A, da, vă spusem ceva să numește Evomag. Da, și se numește Segotech Lux. Și, bă, deci ce norocos sunt. L-am găsit pe Evomag. De mai sunt două de-astea. Dar l-am găsit la 220 de lei. Cât noroc să am să găsesc la 220 de lei! Adică, aha, mult noroc. Înțelegeți. Ok. Trebuie de cel mai rare de-astea, multe, nu știu, mai rare. Sau, nu neapărat să fac poză, că chiar îmi place să fac questuri. Ceea ce mi-au făcut diamante. Dar stai, nu sunt questuri, sunt moments. Airport. Atlanta Airport. 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 Nu știu la ce asta. Dar nu contează. Ceva e mieru. Eu tot nu m-am prins ce este aici. Cred că aici sunt vagoanele astea mai rare, presupun, dar nu. Cred că aici... A, astea sunt vagoane. O, iar eu l-am păstrat salon. Ok. Bun. Casa pe șezele și în două. Hai să mai uităm pe mapă și... Dar chiar nu vă spun. Aha. 28 progres. Da, deci nu prea mai progresat așa. Foarte mult în ultimul timp. Și... Aia care ziceam că, era trenul meu preferat. Ei bine, nu. Este altul. Train Freight. De fapt, ăsta este o prostie fucking umană. L-am căutat pe net, mi-e dat cel mai prost tren din istorie. Onion Jack. Ah, nu, nu, nu Onion Jack. Ziceam că train frame-ul ăla este un pișat. Dar un pișat este piș în el. Am dat un alt răspuns. Ok. Și aici vom încheia acest episod, nu uitați like dacă v-a plăcut. Pa, pa!